de pensionare pentru mame care au realizat stagiul minim de cotizare va fi redusă. E, uite că într-un fel meseria asta de mamă e pe care să fie recunoscută. Mai bine mai târziu decât deloc. Astfel, mamele care au îndeplinit cei 15 ani de stagiu minim de cotizare și au crescut copii până la 16 ani vor beneficia de reducerea vârstei de pensionare în funcție de numărul de copii. Și avem așa, pentru un copil, un an, pentru doi copii, un an și 6 luni, pentru 3 copii, 2 ani, pentru 4 copii, 2 ani și 6 luni, pentru 5 copii, 3 ani, iar pentru 6 copii sau mai mult, 3 ani și 6 luni. În momentul de față, vârsta de pensionare pentru femei este de 63 de ani. Ne confruntăm cu o scădere drastică a demografiei, ne împuținăm pe zi ce trece, iar oamenii ăștia de la conducere vor să prevină cât se poate situația în care țara asta va ajunge să fie formată doar din bătrâni, cărora nu o să aibă cine să le plătească pensiile. Robert Sighiartău, inițiatorul propunerii legislative, a zis că norma nu e suficient de stimulativă pentru stimularea natalității în România pe termen lung. Dar chiar și așa, mai relaxează puțin situația asta.